Într-adevăr, ziua aceasta este o zi mare, o zi de sărbătoare. În sfârșit, David și Estera sunt mire și mireasă și dorim din toată inima Domnul să-i binecuvinteze. S-a spus că fratele Vali va continua. Hai să continuăm cu aceeași idee, dar să mergem puțin mai departe. O să încerc să vorbesc din cartea Efeseni. Și s-a amintit în ziua aceasta că a ajunge la unitate și a păstra unitatea se cere ceva muncă. Este un efort, este o lucrare care trebuie să vină din ambele părți și în felul acesta Dumnezeu binecuvintează. Haidem să trecem în câteva cuvinte la niște lucruri practice la care trebuie fiecare dintre noi să muncim, să fim atenți. Pentru că, dragii mei, toate sunt frumoase astăzi, sunt flori, sunt rudele, sunt părinți, este o zi de sărbătoare și trebuie să ne bucurăm de ea. Dar viața începe de mâine și lucrurile în viață, și Biblia spune că în viață vin necazuri, în viață nu întotdeauna este ca astăzi, sunt greutăți și aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, ca să le puteți evita și dacă vin, să puteți trece biruitor prin ele. Haidem să ne uităm, deci, la câteva principii care trebuie spuse în practica vieții noastre, ca să ajungem la unitate și să păstrăm unitatea. Și primul lucru care vreau să îl pricepeți astăzi și fiecare dintre noi care ne găsim în biserică, deci lucrurile se pot aplica, este cuvântul lui Dumnezeu, care l-am mai auzit, îl știm, dar din păcate nu-l prea putem împlini sau îl împlinim doar parțial. Și de acolo ni se trag toate necazurile și toate nenorocirile. Așa că primul principiu care trebuie aplicat este că să pornești David și Estera în viață fără să aștepți ca Estera să fie împlinirea ta, sau invers. Dacă pornim în viață așteptând că fericirea mea va depinde de nevasta sau fericirea soției va depinde de soție, și depinde într-o oarecare măsură, dar cel mai mult când pornim în viață, trebuie să fim conștienți de faptul că adevărata pace, adevărata împlinire, nu ne-o dă soțul sau nevasta, ci aceasta vine de la Dumnezeu. S-a amintit în ziua aceasta cât de important este ca să fie Dumnezeu în centrul vieții noastre și ca să putem dimineață, nuntașii n-ați fost la rugăciune dimineața. Dimineața a fost un text acolo în care se spunea ceva de felul acesta: Doamne, Tu ești singura mea fericire. Nu am pe nimeni altcineva mai mare ca Tine. Și sunt cuvintele psalmistului în care David și ceilalți psalmiști recunosc faptul că viața, cu toate bucuriile ei, satisfacțiile ei, nu ajung ca să împlinească sufletul nostru în aceeași măsură sau la adâncimea și la plinătatea cum o poate împlini Dumnezeu prin Duhul Sfânt în ființa noastră. De ce spun lucrul acesta? De multe ori pornim în viață și dacă ceva nu este în regulă, încercăm să dăm vina pe celălalt. Și imediat facem pe altcineva vinovat de insatisfacția noastră și din nefericirea noastră. Un copil al lui Dumnezeu care intră în căsătorie, care zice că îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să fie conștient de faptul că Dumnezeu este sursa bucuriei. Dumnezeu este sursa păcii. Dumnezeu este sursa binecuvântării și lucrul acesta nu va face ca întotdeauna să am o privire critică asupra celuilalt și să-l fac vinovat de toate stările mele. Și trebuie să recunoaștem că dacă ceva nu este în regulă în viața noastră și dacă lucrurile în căsnicie scârție și sunt probleme și sunt certuri, în primul rând se datorează faptului că noi ne-am depărtat de Dumnezeu.
Nu-L mai iubim pe Dumnezeu la fel, nu mai stăm în cuvântul lui Dumnezeu cum făceam înainte și încet, încet, depărtarea noastră de Dumnezeu are consecințe în viața noastră de fiecare zi. Ne trezim nefericiți, nemulțumiți, nimic nu ne mai place, nimic nu ne mai ajunge și realitatea faptului este că nu celălalt neapărat este de vină, ci noi că ne-am depărtat de sursa binecuvântării noastre. Și aș vrea în ziua aceasta, David și Estera, să plecați și să nu-L lăsați pe Domnul Iisus și să faceți din El bucuria sufletului vostru. În măsura în care Duhul Sfânt locuiește în noi și noi ne găsim bucuria și plăcerea în a-L sluji pe Domnul Iisus Hristos, celelalte lucruri vin de la sine, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și abilitatea să răspândim dragostea aceasta mai departe. Ziceam că citesc un cuvânt care spune în felul următor, deci Efeseni capitolul 3, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe, trec peste versetul acesta, și să cunoașteți, versetul 19, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Când acesta este scopul vieții, când acesta este primul pas și următorii pași, unitatea este ușoară, dragostea lui Dumnezeu este în sufletul nostru, găsim plăcere în citirea cuvântului, găsim plăcere la rugăciune cu frații, găsim plăcere în sfaturile bune a celor mai în vârstă și în felul acesta Dumnezeu vă binecuvintează și vă dă adevărata bucurie. Dar nu sunt numai aceste lucruri care trebuiesc, este aproape cel mai important, dar sunt și altele principii care trebuiesc împlinite și aduse în viața noastră. Și al doilea principiu care vreau să-l rețineți este ca să vă lăsați transformați, să vă lăsați schimbați, pentru ca în felul acesta să aibă loc o creștere, o creștere și o maturizare a voastră. Voi porniți în drumul acesta și ca și credincioși sunteți tineri, ca familie tânără, aveți viitorul în față, dar nu gândiți că ați ajuns, cum ați spus, este începutul drumului. Și toți, la orice nivel de vârstă am fi, toți trebuie să lăsăm loc pentru a învăța și a crește. Și vreau să citesc următoarele cuvinte care se găsesc tot în Efeseni, la capitolul 4, și spune așa, voi ați fost învățați cu privire la vostru de viață și spune felul vostru de viață din trecut, deci trebuie lăsat. Și spune aici să vă îmbrăcați, să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Deci primul lucru care l-am amintit este faceți din Dumnezeu bucuria voastră și izvorul împlinirii voastre. Al doilea lucru, căutați să creșteți în cunoștința lui Dumnezeu și să vă înnoiți în mintea voastră, adică cum? Să învățați lucruri noi, să priviți în jurul vostru, să vă uitați la experiențele celorlalți, să priviți la viața și să puteți distinge că veniți trecutul, este lumea, stilul de viață din trecut, stilul de viață a lumii și noi trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Tragedia este că noi ne găsim în biserică și privim spre lume și încercăm să ne canalizăm gândirea noastră și să creștem chipurile în cunoștință privind la ceea ce este în lume. Și ni se pare că suntem deosebiți, ni se pare că aducem ceva nou, dar realitatea faptului stă odată privind în lume și primind învățăturile ei și influențele ei, distrugem tot ceea ce este bun. Din cauza aceasta, cuvântul lui Dumnezeu spune, ne dezbrăcăm, lăsăm lucrurile care ne țin în urmă, încercăm să ne deschidem mintea la cuvântul lui Dumnezeu, la învățăturile Scripturii, în așa fel încât Duhul lui Dumnezeu să poată schimba, să poată maturiza, să poată transforma viața noastră. Dragii mei, este o tragedie când după 15, 20, 30 de ani, noi nu ne-am schimbat deloc, aceiași oameni, cu aceleași apucături,
cu aceeași gândire, cu aceleași mentalități. Și este așa de greu să ne schimbăm, să lăsăm lucrurile care nu sunt bune. Porniți, David, aveți o șansă, David, aveți o șansă mare și fiecare dintre noi avem șansa aceasta. Porniți în viață privind la ceea ce învățați, puteți învăța, ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu vă învață, ceea ce Duhul Sfânt vrea să vă învețe. Și în felul acesta creșteți în unitate și în maturizare. În al treilea rând, ca să creștem în această cunoaștere și în această unitate, este un alt principiu care ne este scris în Scripturi. Porniți, dragilor, la o călătorie și spune Cuvântul lui Dumnezeu, tot în ideea, în ideea aceasta de a ne schimba gândirea și mentalitatea, și ne spune ce anume să schimbăm, ce anume să schimbăm în viața noastră, ce să lăsăm și ce să îmbrăcăm. Și aici ni se spune în felul următor, următorul principiu care trebuie să fie toată viața voastră este să vă spuneți adevărul unul altuia, no matter what. Faptul că și Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar aici, de aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că și rațiunea pentru care trebuie să fim sinceri și să spunem adevărul, este pentru că noi suntem mădularii unui altora. Și în ziua aceasta s-a spus aici că Dumnezeu vrea să vă iunească, deveniți un singur trup, mădularii unui altora. Și lucrul acesta se aplică la toată biserica. Și dacă sunt probleme în căsnicie și dacă sunt necazuri și sunt divergențe, este pentru faptul că uneori spunem adevărul pe jumătate, nu spunem deloc sau spunem minciuni flat out, fără să clipim. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune fiecare din voi să spună adevărul. Știți ce face neadevărul? Aduce suspiciune și ucide cel mai important ingredient în cadrul unei relații, și anume încrederea. Odată ce minți, odată, de două ori, de trei ori, după aceea și când spui adevărul, nu te mai crede nimeni. Din cauza aceasta este atât de important să vă luați decizia să spuneți adevărul. Adevărul câteodată s-ar putea să doară, adevărul s-ar putea să supere, dar este cel mai sănătos când porniți în viață, fiind deschiși, spunând adevărul. În felul acesta, împliniți și creșteți încrederea pe care trebuie să o aveți unul față de altul. Atunci nu mai contează unde sunt eu și unde este ea. Dacă sunt aproape de casă sau departe de casă, dacă sunt în timpul zilei sau în timpul nopții, dacă vreau să știu ce este acasă, voi ști întotdeauna că soțul sau soția îmi spune adevărul. Și trăiesc cu liniște și cu încredere și în felul acesta, unitatea aceasta crește, se maturizează și voi sunteți plăcuți înaintea lui Dumnezeu și aveți o relație binecuvântată. Al patrulea lucru care vreau să-l amintesc în ziua aceasta, care se găsește tot în Efeseni, capitolul 4 și apoi capitolul 5, dacă mai este loc, spune în felul următor și se zicea, trebuie lucrat la lucrul acesta. Am spus, Dumnezeu, sursa bucuriei voastre și a împlinirii voastre. Doi, lăsați loc pentru creștere, pentru maturizare, învățați, auziți, priviți, dar nu numai că să priviți, încercați tot ce este bun să aplicați în viața voastră. În al treilea rând, spuneți adevărul. În al patrulea rând, or să fie și necazuri, o să vă și certați. Spune Cuvântul lui Dumnezeu să nu stați supărați, să nu țineți mânie unii pe alții. Și versetul este versetul următor. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Bine ar fi să nu ne mâniem deloc. Știți că mânia nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. La mânie, și hai să evităm, și noi de multe ori ne scuzăm că sunt acele mânii sfinte, acele mânii autorizate, să zic așa, sau că am avea dreptul să ne supărăm, să ne mâniem. Am face bine nici atunci să nu ne mâniem, pentru că la mânie, mânia nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. Așa spune Scriptura. Dar ca și ființe care ne supărăm și care de aici nu s-a supărat și
vă dați seama că trăim o realitate, fiecare dintre noi. Alții avem o fire mai calmă, alții sunt mai iuți, alții vorbesc mai necugetat, alții... Așa cum ne-a croit Dumnezeu pe fiecare dintre noi, din cauza aceasta, trebuie să fim atenți. Și spune să nu apună soarele, să nu apună soarele peste mânia voastră. Asta nu înseamnă că dacă vă supărați și vă certați dimineața, trebuie să așteptați ca să apună soarele. Ideea este că atunci când intervine supărarea și mânia, rezolvați problema tot atunci și nu lăsați ca mânia să vă prindă inima. Stați așa tăcut, mocniți câteva ceasuri, îmbufnați până seara, după aceea seara unul într-o parte, altul în altă parte, trece a doua zi, a treia zi, a patra zi și sunt care țin mânie cu săptămânile și nu le rezolvă. Scriptura spune, nu lăsați mânia să stea, rezolvați-o. Și în felul acesta, în cazul în care există supărare, există lucruri care nu sunt bune și spune aici, orice amărăciune, orice oițime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire sau orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Și aici este, să zic, soluția la atitudinile acestea. Când este mânie, când este ceva, îți dai seama că ai greșit, nu-ți fie greu să zici, hei, am greșit, îmi pare rău, nu trebuia să zic asta și nu trebuia să fac asta, te rog să mă ierți. Deci când există supărare, prima măsură este să recunoști cine a greșit, să recunoști și să-ți ceri iertare. Și în cazul în care noi ne smerim, ne cerem iertare, neapărat iertarea ne este acordată și din nou relația este refăcută. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul așa cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos. Și lucrul acesta, dragii mei, l-am făcut atât de banal și ni se pare că îl știm, dar sunt lucruri mici. Deci lucruri mici, care nouă ni se pare mici, dar într-o căsnicie, într-un om cu care îți rozi coatele în fiecare zi, în fiecare zi, te scoli dimineața, mergi și vii și l-ai pentru toată viața, lucrurile mici, dragilor, fac mari probleme. Și cineva dădea o explicație, spunea că era un copac extrem de puternic, stătea pe un vârf de munte și toată lumea de acolo, toată lumea din prejur, cu ani și ani și ani, a admirat puternicia acestui stejar și a zis, băi, stejarul ăsta numai nu pică la niciun vânt, la nicio furtună, nimeni nu-l dărâmă. La un moment dat, locuitorii zonei s-au uitat în sus și copacul nu mai era. S-au dus curioși să vadă că n-a fost nici furtună, n-a fost vreme rea, ce s-a întâmplat acolo. Și când s-au dus și s-au uitat, înăuntru scoarța, pe din afară totul era frumos, înăuntru era plin de carii. Și n-a trebuit vânt ca să-l dea jos, ci a trebuit acele micuțe lucruri din interior, în timp să-l roadă până când l-a culcat la pământ. În căsnicie, dragii mei, nu sunt lucrurile mari care fac probleme, sunt lucrurile mici. Minciună? Spune minciună. Fii răutăcios, nu te controla la vorbă și ce-ți vine, spui la celălalt. Și veți vedea azi, mâine, poi mâine. Și dacă ar fi să ascultăm aici oameni și soții, am putea vedea cât de dificil este și de greu este că lucrurile mici distrug oameni puternici, căsnicii puternice. Sunteți aici la început de drum și este bine să luați seama că lucrurile acestea mici pot strica și avea niște daune imense în căsnicia noastră. Și aș vrea în ziua aceasta Dumnezeu să vă binecuvinteze, să nu țineți supărare, dar ca să nu ții supărare, trebuie să și eviți. Din cauza aceasta, cuvântul lui Dumnezeu spune și următorul principiu, evită, scoate din vocabular cuvintele urâte, scoate din vocabular cuvintele jignitoare. Dacă odată ai scăpat ceva din neatenție și s-a supărat nevasta sau soțul,
reține lucrul ăsta. Nu mai repeta a doua oară. Dacă vezi că ceva îl calcă pe bătătură sau o supără pe ea, lucruri de mic care ai putea foarte ușor, foarte ușor să treci peste ele și să le rezolvi, intrați cu obiceiuri diferite, intrați cu fel de fel de lucruri pe care le moștenim din familia în care venim și este o perioadă de acomodare, o perioadă în care caracterele se șlefuiesc și sunt atâtea pricini ca să te superi și să vedeți, observați, uitați-vă la celălalt, ce o supără, ce nu o supără, vedeți lucrurile acestea, stați în gardă, nu trântiți vorbele și doar eu și-am ieșit sau idei de genul acesta sau comportări, atitudini de genul acesta care strică și care distrug căsnicia și spune acolo, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Dragilor, suntem bombardați cu tot felul de idei, tot felul de slogane, tot felul de lucruri păgâne și nebiblice. Să fim atenți, să nu le primim. Și dacă în subconștient câteodată nu ne-am dat seama de ele și le dăm drumul afară, să fim conștienți de faptul că astea sunt lucruri care trebuie evitate și lucruri de care trebuie să ne păzim. Niciun cuvânt, nicio iuțime, amărăciune, lucruri de genul acesta să piară. Cu alte cuvinte, începeți cu lucrurile bune, încercați ca să dați la o parte tot ce este rău, ca acele principii de viață, dragilor, să fie implantate și să fie aplicate în viața voastră. În felul acesta veți crede și veți crește și veți fi binecuvântați. Următorul lucru și ultimul din ziua aceasta spune în versetul 30 și aș vrea să-l rezum în felul acesta. Să trăiți pentru slava lui Dumnezeu, să trăiți pentru gloria lui Dumnezeu. S-a amintit în ziua aceasta că nunta, căsnicia noastră, este asemănată și asemănarea este între Hristos și biserică. Și veți vedea întotdeauna asemănarea aceasta între Hristos și biserică. Și noi trebuie, și s-a amintit puțin în ziua aceasta, noi trebuie prin familiile noastre să zugrăvim realitatea prezenței Domnului Iisus Hristos și realitatea existenței bisericii și a unei relații ale lui Hristos cu biserica. Și noi suntem purtătorii unui mesaj, purtătorii unei simbolistici, dacă vreți, în felul acesta. Deci, Domnul Iisus este mirele nostru, noi, biserica, suntem mireasa sa și noi trebuie să ne întâlnim cu Domnul și cu mirele nostru. Vedeți lucrul acesta? Și nu se poate să fii în mireasa și partea a miresii Domnului Iisus Hristos, partea bisericii, dacă nu trăim pentru Domnul. Ca soț, ca soție, noi trăim, da, suntem într-o relație, dar mai sus de relația aceasta a noastră, noi trăim ca și mireasa Domnului Iisus Hristos. Spune acolo, ca logodnica Domnului Iisus Hristos. Și noi trebuie, în marea zi, să fim înfățișați vrednici, fără pată, fără zbârcitură, ca Dumnezeu să se bucure de noi și noi să fim în veșnicie cu Dumnezeu împreună. Trăiți pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se face într-un mod foarte practic prin prezența și trăirea Duhului Sfânt în noi. Și versetul 30 spune în felul acesta, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Nouă ni se pare că trăim cum vrem, vorbim ce vrem, mergem unde vrem, facem ce vrem, nimeni nu ne vede, nimeni nu ne aude. Dragilor, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Duhul Sfânt este Cel care știe absolut totul despre noi. Și mai ales ca oameni care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, care am primit Duhul Sfânt, Duhul Sfânt se întristează pentru că este o persoană, Duhul Sfânt este Dumnezeu și noi trăim în prezența și sub călăuzirea și sub ghidarea Duhului Sfânt în așa fel încât în marea zi Duhul Sfânt să poată spune, uite, David, Estera m-au ascultat, au fost în ascultare, iată-i, sunt parte a miresei.
Să nu întristați pe Duhul Sfânt, pentru că este o zi a răscumpărării, dragii mei. Noi nu trăim doar pentru aici. Și din cauza aceasta am zis că în mare căsnicia, da, are atâtea beneficii, este instituția dată de Dumnezeu, dar în cadrul pentru împlinirea, în cadrul căsniciei, noi trebuie să trăim și să fim conștienți că este o altă nuntă, este o altă viață. Noi suntem mireasa Domnului Iisus Hristos și trebuie să trăim în așa fel încât în marea zi a răscumpărării să fim acolo. Și dacă în ziua aceasta ați venit la biserică, că-i sărbătoare, că-i frumos, că-i nuntă, cuvântul lui Dumnezeu ne întâmpină cu realitatea crudă a vieții, dragii mei. Cu realitatea crudă a vieții, în care dacă nu stăm aproape de Dumnezeu, cel rău abia așteaptă să ne prindă pe căi lăturalnice, să ne trântească și să pună în pericol speranța și nădejdea că într-o zi noi ne vom întâlni cu Domnul nostru și cu Mântuitorul nostru. Aș vrea în ziua aceasta Dumnezeu, în primul rând, să-i binecuvinteze pe David și pe Estera, să-i binecuvinteze cu prezența sa, cu prezența Duhului Sfânt, să le dea putere, să-i binecuvinteze în toate lucrurile și să trăiască frumos, să fie o binecuvântare pentru Biserica Domnului Iisus, pentru frați, pentru familie, pentru ceilalți, să fie un model în casa lui Dumnezeu. Și în același timp, Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile din ziua aceasta, cu 5 ani, cu 6 ani, cu 3 ani, cu 20, cu 30 de ani de căsnicie, 40, 50, cât sunt, și avem poate și mai mulți, ca să trăim în așa fel, în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, ca în marea zi să facem parte din mireasa mielului și Domnul să ne binecuvinteze pe toți la lucrul acesta. Amin.